Salut! Numele meu este Toma Constantin și prin firma Embro suntem importatori de mașini de brodat Galaxy în România. Astăzi o să vă vorbesc despre două tipuri de mașini de brodat, care este diferența între ele și despre ceea ce este nou sau ceea ce se prezintă că a fi se prezintă a fi nou. Vorbim despre mașini de brodat cu un singur cap și braț liber. Aceste mașini de brodat cu un singur cap și braț liber pot fi de două feluri. Pot fi tip braț și tip C. Pentru că în ultima perioadă am văzut că se face o reclamă destul de mare la un anumit tip de mașină de brodat, am zis să vă spun care este diferența între cele două și să vă spun în a doua parte a videoului, o să aflați ce anume avem noi nou pentru perioada următoare. Concret, este vorba despre acest tip de mașină pe care l-am văzut într-o reclamă destul de insistentă, să spun așa, în România. Îi se face o mare campanie pe grupurile de Facebook și se prezintă ca ceva cu totul și cu totul nou. Este, de fapt, o mașină de brodat de tip C, pe care și noi o producem și o producem de ceva vreme și o să vă arătăm, o să vă arăt care este diferența între cele două tipuri de mașini. Așa, la o primă vedere, această mașină de tip C pare mult mai robustă, da? Are un corp mai mare, cel puțin în partea de sus are un corp mai mare. Diferența este dată de forma ei. Deci, denumirea vine de la profilul ei, când ne uităm din lateral, corpul mașinii formează acest C. Da? Este mașina de tip C. Iar aceasta este o mașină tip braț. Adică capul nostru, capul mașinii, este ca un braț care vine din spate către față. Această mașină are un singur braț pe mijloc, mașinile de tip braț. Mașinile de tip C ce au? Au de fapt o structură care e în principal formată din două brațe, două astfel de brațe, cu o punte între ele, iar pe acea punte vine montat capul de brodare. În primul rând, vreau să vă spun să nu confundăm mașina tip braț cu braț liber. Deci amândouă tipuri de mașini, atât mașina tip C cât și mașina tip braț, sunt mașini cu braț liber. Și brațul liber se referă, de fapt, la partea de jos a mașinii, la acest braț, care la fel vine din spate în față la ambele tipuri de mașini și care ne permite să lucrăm pe produse finite. Avantajul acestor mașini, atât a mașinilor tip braț, cât și a mașinilor tip C, este acest braț liber care ne permite să brodăm atât în plan, ca și cu o mașină cu masă fixă, cum e cazul aici, pe rama de aluminiu și pe această masă montată, cât și în regim de braț liber, adică putem broda produse finite. Deci asta este valabil pentru amândouă mașini. Și o să vă arăt cum arată mașina fără masă, ca să vedem mai bine ce înseamnă braț liber. Și ca să vedem mai bine la ce mă refer, deci acesta este brațul care susține capul de brodare, da? Și de unde vine denumirea de mașină de brodat tip braț, și acesta este brațul liber. Da? Deci am dat masa jos și pe mijloc, pe mașină, îmi rămâne doar acest braț, ce îmi permite mie să înghergefez produse finite, șapcă sau tricou, da? Un înghergef și pot să-l îmbrac pe acest cap
pot să fac produse finite. De asta este diferența de șasiu, da? De structură între ele. Este prima diferență. Bun. Deci pe lângă acest șasiu care diferă la cele două tipuri, iar cel tip C pare mai robust, mai avem o altă deosebire principală între cele două tipuri de mașini și această deosebire este poziția axurilor mașinilor. Mașinile de brodat, toate mașinile de brodat au două axuri. Da? Este axul de sus care el se învârte și ne comandă acul. Da? Acul urcă și coboară cu tot complexul din partea din față a capului de brodare, cu tălpița acului și cu acel recuperator de ață. Da? Deci axul de sus face ca cele trei elemente să se miște sincronizat astfel încât să putem face broderia, mașina noastră să coasă. Și al doilea ax este axul de jos care ne învârte greiferul. Lucrând cu două ațe, ață de brodat și ață de suveică, avem și două axuri, axul care comandă partea cu ața de brodat și axul care comandă partea cu ața de suveică. Ei, poziționarea acestor axuri este diferită la cele două tipuri de mașini. La acest tip de mașină, la tipul braț, axurile sunt unul sub altul și sunt așezate longitudinal la mașină, iar motorul este aici, în partea din spate, așezat pe axul de jos. Iar cele două axuri sunt legate între ele de o curea, dințată, care cureaua este de aici până aici. Da? Deci atât avem noi o curea la acest tip de mașină. Aici avem o imagine cu mașina asta tip braț văzută de sus și vedem axul de sus care este așa, da? Aici e partea din spate, aici e partea din față. Aici este o vedere din lateral, aici este brațul prin care vine axul de jos și aici, pe aici vine axul de sus. Și avem cele două mașini comparate aici, da? Deci la mașina tip braț avem axele dispuse așa, iar la mașina tip C avem așa, axul de jos este aici, iar axul de sus este aici și este pus transversal pe mașină. Adică, deci să înțelegem mai bine, axul de jos este aici, axul de sus, având axul de sus, corpul mașinii fiind până aici, este pus invers. Și vine din lateral a mașinii până în mijlocul capului de brodare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă la mașina braț, tip braț, am văzut că cureaua mea este atât și leagă cele două axe pe aceeași direcție, la mașina tip C, motorul este pus transversal, este pus invers, iar de la motor până la axul de sus, da, asta e vedere din lateral, avem o curea foarte lungă care are trei puncte de întindere. Iar axul de jos este transmisia de la motor la axul de jos se face printr-un pinion. Da? Deci avem deja o transmisie secundară, putem să-i spunem. Odată axul de sus este prin curea, iar axul de jos este printr-un pinion. Deci, aici este motorul. Asta e vedere din spate. Aici este motorul. Pe motor este pusă cureaua, care merge la axul principal
și apoi merge la al doilea ax jos. Deci avem două axe transversale, unul aici și unul aici, iar de la axul de jos, de la axul transversal de jos, ca să putem face axul longitudinal să se miște, aici există un pinion. Da? Deci motorul este aici pus așa, avem un ax aici care merge așa și un ax jos care merge așa. Între ele sunt legate de acea curea lungă cu multe, cu trei puncte de întindere, așa, iar între axul de jos și axul transversal de jos este un pinion. Ele sunt la 90 de grade. Ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, acea curea lungă înseamnă zgomot mai mare și înseamnă posibilitate de desincronizare, ușoară desincronizare a celor două axe. Pentru că cureaua fiind foarte lungă și având cele trei puncte de întindere, dacă cureaua este mai întinsă, ea fiind lungă, este mai întinsă, cele două axe se află într-o anumită poziție, dacă cureaua este un pic mai slăbită, se schimbă un pic poziția celor două axe. Nu este o defazare mare care să ne afecteze, adică care să cauzeze stricarea mașinii sau nefuncționarea mașinii, dar este suficient cât să ne afecteze calitatea broderii. Da? Deci această curea foarte mare are acest dezavantaj, plus că este mai zgomotoasă, face un zgomot mai mare. Iar un zgomot suplimentar îl face acel pinion de jos. Da? Deci aceasta este o altă mare diferență între cele două tipuri de mașini. O altă diferență este transportul pantografului. Da? Acesta este pantograful nostru. Pantograful are un motor pe el, și o curea în interior, care ne mișcă rama noastră sau gherghieful ce avem pe axa X, da? Stânga-dreapta. Aici are motorul. Și sistemul ăsta este comun la toate mașinile, este același. Dimensiunea pantografului variază, deci lungimea lui, variază în funcție de area noastră de brodare pe X. Acest pantograf este prins ca să se miște pe axa Y. Este prins în partea de jos pe aici de sistemul de mișcare pe partea Y. Pe Y avem un motor aici jos care are un ax transversal și care comandă două curele și îmi mișcă mie pantograful pe axa Y. Da? La mașinile tip braț, sistemul de mișcare pe axa Y este jos. Așa și pantograful este prins de sistemul ăsta de jos. La mașinile de brodat tip C, sistemul de mișcare pe Y este sus și pantograful este prins de deasupra, de sus. Ce înseamnă asta? Deci acesta este motorul, vedere din spate. Pentru axa Y sunt cele două curele și de aici este prins pantograful. Da? Acestea sunt cele două sisteme și pantograful este prins de sus în jos. Asta înseamnă un centru de greutate mai sus. Da? Mașina, toată greutatea ei, deci toate angrenajele sunt mutate sus. Jos, am văzut, sus este motorul, sus este sistemul de mișcare pe axa Y. Jos avem doar axul
de jos și cam atât. Da? Ei, un centru de greutate înalt, ridicat, înseamnă o stabilitate mai slabă. Da? Mașina, mai ales la pași foarte mari, tinde să se miște, să vibreze mai mult. Asta poate duce la fel afectarea calității broderiei și la o durată mai scurtă de viață a mașinii, a angrenajelor mașinii. Și mai avem un impediment. Am văzut în imagini că pantograful este mai lung decât corpul mașinii, de unde el este prins de sus. Dacă eu am un material, o țesătură mare, pe care vreau să pun undeva o broderie, aici, el fiind prins de sus, o să mă împiedice să dau materialul peste pantograf, da? Să sprijine pe pantograf. Aici, el ăsta o să mă încurce, o să trebuiască cumva să ocolesc sistemul de prindere. Și asta e o mare diferență între mașinile de brodat tip braț și tip cer. Și sunt diferențe vizibile, logice, care, dacă suntem un pic informați, le putem înțelege foarte ușor și putem să luăm o decizie în consecință. Acum o să trec la niște detalii mai tehnice și dar foarte importante, la care ar trebui la fel să fiți atenți. Acum, când o să trec la aceste detalii tehnice, o să fac o mică paranteză înainte. Mulți dintre noi, mulți dintre voi, fac această confuzie sau trăiesc cu această impresie. Mașina de brodat, fiind mașină producție China, este mașină producție China, punct. Toate sunt la fel. Sincer, înainte de a vedea mașinile Galaxy și lucrând efectiv pe aceste tipuri de mașini de brodat, ci doar intrând în contact cu ele ocazional, și eu aveam aceeași impresie. Și dacă ne uităm doar așa vizual, da? La o primă vedere, la ce se vede, toate sunt identice, da? Toate, sau măcar toate seamănă. Și suntem tentați să credem că mașinile sunt identice și diferă numai brandul de pe ele. Lăsând la o parte faptul că componentele, piesele, pot fi de calități diferite. Da? Dar asta nu o putem demonstra, nu o putem arăta pentru că arată la fel. Da? Deci nu avem de unde să știm, văzând, mai ales fiind mașina nouă, văzând piesa respectivă, dacă este o piesă de calitate mai bună sau de calitate mai proastă. Pentru că ce poate să difere? Poate să difere precizia cu care e făcută, pe care nu putem noi vedea cu ochiul liber, și poate să difere calitatea materialului. Deci, asta este o afirmație pe care poate să o facă toată lumea și fără prea multă acoperire. Adică poate să spună, piesele noastre sunt mai de calitate. Asta se vede în timp. Deci nu poți să-i arăți omului ceva pe care el să-l recunoască ca un lucru de calitate. Dar sunt anumite detalii care le diferențiază. În primul rând, deci dacă vorbim de mașinile tip braț, sunt două tipuri de șasiuri existente în piață la mașinile tip braț. Sunt aceste șasiuri pe care le folosim la Galaxy și care le folosesc și alte mărci, da? Și care sunt mai robuste și mai grele, da? Sunt niște șasiuri turnate. Deci partea de jos este turnată dintr-o bucată. Aici partea asta pe care stă capul mașinii, la fel, este
este turnată dintr-o bucată. Da? Ei, mai este o variantă de șasiuri care le folosesc alte mărci care sunt puțin mai ușoare și puțin mai arată cumva altfel. Sunt un pic mai mici ca dimensiuni. Da? Deci vorbim de două tipuri de șasiuri. Noi folosim acest șasiu turnat mai greu, mai robust. Aici vedem că s-a turnat o piesă foarte grea. De ce? Ca să ne asigure o stabilitate mai bună a mașinii. Da? Am coborât centrul de greutate ca să asigurăm stabilitatea asta foarte mare a mașinii sau stabilitate cât mai bună a mașinii. Asta este o diferență între mașinile de brodat. Partea din față a capului, sistemul de tensionare a ațelor cu sistemul de ace, arată aproximativ la fel, angrenajele sunt aproximativ la fel, sistemul este sistemul Tajima. Da? Nu este sistemul identic de pe Tajima, produs de Tajima, dar structura lui, tot ce conține, este luat de la Tajima. Deci copiat, pe românește spus, de la Tajima și este un sistem care și-a dovedit în timp eficiența. Da? Deci partea din față arată la fel la toate. Calculatorul mașinii, da? Panoul de comandă, vizual arată cam la fel. Noi acum am schimbat aici configurația butoanelor, arată cam la fel. Da? Diferența este componentele calculatorului și respectiv interfața. La Galaxy, mai ales pentru România, folosim cel mai mult calculatoare Top Wisdom. Pe când celelalte mărci folosesc cel mai mult calculatoare Dahau. De ce preferăm noi aceste calculatoare Top Wisdom în locul calculatoarelor Dahau? Chiar dacă calculatoarele Dahau sunt mult mai răspândite și mult mai cunoscute și le întâlniți, cred că, cam la toate mărcile de mașini producție China. Calculatorul Top Wisdom are meniu în limba română. Am înțeles că și Dahau între timp a introdus. Încă nu am văzut un calculator cu meniu în limba română de la Dahau, ca să fiu sigur, dar am înțeles că au introdus și ei limba română, dar calculatorul de la Top Wisdom este mai softul, este mai simplu, mai intuitiv, mai ușor de lucrat cu el. La Dahau sunt foarte multe iconițe, semne și simboluri și sunt un pic confuz așa când lucrez cu el. N-am lucrat foarte mult cu Dahau, calculatorul de la Top Wisdom l-am învățat foarte bine și mie mi se pare mult mai ușor de lucrat cu el. Și am considerat că este o interfață, un calculator mai prietenos, da? Un soft mai prietenos pe care îl învățăm foarte repede. Deci, o altă deosebire este calculatorul, respectiv softul. Da? Avem și cazuri în care am folosit calculator Dahau și suntem nevoiți să folosim calculator Dahau. De exemplu, la primele modele de mașini cu dispozitiv de mărgele, cei de la Top Wisdom nu aveau calculatorul pregătit pentru asta, iar acum mașinile speciale cu cap șenil, fie doar cu cap șenil sau cu sau mixt, cap de brodare și cap șenil, sau mașinile cu cap coiling. Capul șenil este acel cap care face broderie plușată, tip prosop, iar capul coiling este acel cap pe care putem pune două bobine de șnur și care se învârte în direcția broderiei. Da? Deci, o altă diferență între
mașinile de brodat producție China este calculator. Și diferența principală este sistemul de acționare a acului și a tălpiței acului. Da? Noi folosim un sistem care se cheamă sistem cu camă dublă și dublu reciprocator. Da? Cama ce este? Cama este un sistem pus pe axul mașinii care transformă mișcarea de rotație în mișcare de translație, sus-jos. Iar reciprocatorul este acel sistem care cuplează și decuplează acul sau tălpița acului. Da? Deci mașina merge tot timpul, da? Motorul merge tot timpul, dacă am dat drumul la mașină, dar mașina poate să împungă sau poate să țină acul sus. Ei, ca mașina să împungă sau să țină acul sus, ne trebuie un cuplaj. Acel cuplaj se cheamă reciprocator. Sistemul de dublu reciprocator îl folosesc acum cam toată lumea. Dublu reciprocator înseamnă că sunt două reciprocatoare. Unul sunt aici în spatele a ceea ce vedem noi, la capul mașinii. Unul este jos și comandă tălpița acului și unul este mai sus și comandă acul. Și aici avem o vedere de sus la mașina tip braț, aceasta pe care o avem noi aici. Și ne arată că o camă este aici și o altă camă este aici. Da? Deci sunt două came. Aici este vederea din față. Acesta este reciprocatorul care comandă coborârea tălpiței. Și acesta este reciprocatorul care comandă coborârea acului. Reciprocatorul acesta este comandat de legat la cama aceasta din față, iar acest reciprocator este conectat la cama din spate. La mașinile tip C și nu numai, chiar și la mașinile tip braț, multe dintre ele au o singură camă. O singură camă, iar complexul acesta cu două reciprocatoare coboară împreună, comandate de o singură camă. Deci camele nu le putem vedea, dar putem vedea reciprocatoarele. Da? Deci aici este reciprocatorul de sus care comandă acul și cuplează și decuplează și acesta este reciprocatorul de jos care comandă tălpița. Da? Deci ele se află în spatele capului mașinii. Care este diferența între cele două? Diferența între cele două, deci o singură camă și dublu reciprocator față de camă dublă cu dublu reciprocator, este odată un zgomot scăzut pentru cel cu camă dublă, da? Deci un zgomot mai mic, și o precizie mai bună. S-a constatat că tălpița acului trebuie să aibă un pic o altă cursă față de ac. Deci să nu fie identică cu cea a acului. Și atunci avem aceste două came care comandă separat cele două și prin structura lor putem să obținem acea sincronizare între tălpiță și ac care să ne asigure o calitate mai bună a broderiei. Deci, dacă vreți să vă cumpărați o mașină de brodat, sfatul meu este să alegeți o mașină, dacă distribuitorul poate să vă spună acest lucru, să fie o mașină cu dublu reciprocator, dublu cam. Un alt avantaj al acestor mașini cu dublu camă și dublu reciprocator este că avem, la dublu camă avem două puncte
de ungere, pe când la dublu reciproc, la o singură camă avem un singur punct de ungere, care acel punct de ungere angrenează tot acest sistem. Deci pe el este o, pe cama respectivă este o sarcină mai mare. Asta înseamnă, din nou, o durabilitate mai mică, o durată de viață mai mică în timp a camei angrenajului mașinii față de mașina cu două came și dublu reciprocator. O altă deosebire între mașinile de brodat care le diferențiază, da? Iar revenim la sintagma că toate mașinile China sunt la fel, nu sunt toate la fel. O altă deosebire este comanda reciprocatorului. Comanda reciprocatorului la Galaxy acum o facem prin motor. Deci asta poate face printr-un motor sau printr-un electromagnet, un solenoid. Da? Solenoidul este mai ieftin, dar nu este atât de precis și durata se mai poate bloca și durata lui de viață este mai mică. Motorul este mai precis, cu o durată de viață mai mare. Deci noi la Galaxy folosim comanda cu motor, cel puțin la mașinile de brodat cu un singur cap și braț liber, despre care vorbim acum. Deci asta ar fi diferențele între mașinile de brodat, în special cele producție China, pe care toată lumea le consideră la fel și le bagă pe toate în aceeași oală și mulți nu-și explică de ce diferă prețul și așa mai departe. Bun. Acum, ce avantaj are totuși mașina de tip C? Mașina de tip C are avantajul că are un preț de producție mai scăzut. De ce? Pentru că șasiul mașinii este un șasiu care se poate construi pur și simplu din profile de metal. Da? Se poate prin suduri, se poate construi. Este un proces de fabricație mai ieftin. Pe când acest tip de șasiu de la mașinile tip braț de la Galaxy este turnat. Da? Partea asta albastră care vedeți aici, albastru spre gri, este turnată. Partea asta de sus la fel este turnată și o să vă arăt și cum arată. Da? Deci vedem partea asta, toată partea asta gri, vedem ce formă are și este turnată. La fel și partea asta, da? este turnată. Iar aici vedeți toată contragreutatea asta, ca să spun așa, aici în partea de jos, tot metalul ăsta care ne asigură un centru de greutate coborât și o stabilitate mai bună. Da? Deci mașinile tip C au un cost de fabricație mai mic. Chiar dacă, aparent, este mai mult metal în ele, mai mult material, costul lor de producție este mai mic. Faptul că au cureaua aceea lungă, au axele alea în plus, nu afectează foarte tare costul de producție, ci șasiul și procesul de fabricație al șasiului. Acesta este și motivul pentru care la Galaxy am produs și aceste mașini de tip C. Pentru că au fost clienți care au preferat aceste mașini, nu numai datorită prețului, dar și datorită faptului că, cel puțin vizual, ele par mai robuste. Acum, în perioada prin care trecem, suntem la sfârșitul 2021, știm foarte bine că prețurile au avut o creștere consistentă la absolut toate produsele. Transportul, de exemplu, s-a scumpit de 3 ori față de înainte de pandemie. Energia s-a scumpit, tot s-a scumpit.
Noi la Galaxy am căutat o variantă, s-a căutat o variantă, o soluție, ca să reușim să menținem prețurile mașinii de brodat la prețurile actuale, dar să nu afectăm calitatea mașinii. Și am recurs la o soluție nouă și o soluție la care noi, Galaxy, avem patentul pentru ea, deci este o soluție patentată deja, care este de fapt o combinație între cele două tipuri de mașini. Este o combinație, este o mașină asemănătoare cu mașina tip C, dar mult îmbunătățită. Adică ceea ce v-am spus ca și dezavantaje, o să vedem că cumva pe unele le-am eliminat, pe unele le-am îmbunătățit. Și este noua mașină tip braț de la Galaxy. Este tot o mașină tip braț. Seamănă foarte mult cu aceasta, dar folosește principiul de funcționare tehnologia de la tip C. Da, aceasta este șasiul, da? Nu mai este turnat. Este construit din metal. La fel, jos am pus această parte care să ne asigure o greutate și o stabilitate mai bună. Doar că, în primul rând, sistemul de mișcare pe Y al pantografului l-am lăsat tot jos. Da? Deci aici, în poza din spate, în partea din spate a fotografiei, vedeți cum arată mașina montată. Aici este doar șasiul. Deci am lăsat sistemul de mișcare a pantografului tot jos ca la mașina tip braț. Asta este prima îmbunătățire față de mașina clasică tip C. O a doua îmbunătățire este următoarea. Noi folosim, v-am spus, același sistem. Adică folosim axe. De data asta, axul de sus este transversal ca la mașina de brodat tip C. Doar că la mașina de brodat tip C, axul acesta transversal mai are un dezavantaj. El este destul de lung. Așa. Dacă noi mărim area de brodare a mașinii, și în special pe Y, dar și pe X, noi trebuie să mărim mașina. Cel puțin noi la Galaxy așa procedăm. Când se mărește area de brodare, noi mărim de fapt mașina cu totul. Când trecem de la o categorie la alta, în special pe axa Y, dacă tot trebuie să facem mașina mai lată, umblăm și la dimensiunea invers pentru că ne asigură o stabilitate mai bună. Și de aceea mașinile noastre, în funcție de area de brodare, diferă ca dimensiune mașina cu totul. Ei, dacă facem acest lucru la mașinile de tip C și mărim mașina, lungimea axului, da, axul nostru va fi mai lung. Și fiind axul mai lung, acesta tinde să aibă vibrații și iar o să ne afecteze calitatea broderiei și o să aibă o durată de viață, angrenajul mașinii o să aibă o durată de viață mai mică, mai scăzută. Și atunci noi am venit cu altă soluție. Acesta este spatele mașinii, da? Motorul este aici în partea de sus, da? Axul l-a mutat în partea stângă a mașinii, axul transversal, da? Iar ea este tot tip braț și axul meu este pus aici în lateralul brațului și este foarte scurt. Deci mie partea de sus a mașinii, brațul, o să-mi rămână la fel. Dacă eu măresc mașina, măresc doar de aici în jos, da? De aici în jos. Brațul rămâne la fel. Și axul meu este foarte scurt. Axul fiind foarte scurt, avem o
stabilitate mai bună a lui, nu vibrează, da? Și cureaua pleacă de la motor direct la ax, da? Avem această curea care pleacă de la motor direct la ax, care mi asigură o sincronizare mai bună și o stabilitate mai bună. Și o să vă arăt o poză văzută din spate. Da? Aici. Deci aici este motorul și aici este cureaua. Iar aici este axul de sus. Deci vedem, axul de sus este foarte, foarte scurt. Deci cureaua mea nu va mai, va fi foarte aproape de motor, iar axul va fi foarte, foarte scurt, ceea ce o să mi asigure o calitate superioară. Da? Axul nu va vibra, nu va mai fi atât de zgomotoasă mașina. Deci, prin această combinație, da, a modelului tip C și modelului tip braț, obținem o calitate mai bună și reușim să menținem prețurile la nivelul actual, să nu scumpim mașinile de vreodată. Și o vom găsi acest nou tip de mașină, se va chema nou model de mașină de brodat tip braț la Galaxy. Legat de sistemul de came, la fel folosim sistemul cu dublă camă, doar că acum camele nu mai sunt una în față, una în spate, axul venind din lateral sunt dispuse una în stânga, una în dreapta. Și acest sistem de camă dublă coroborat cu axul scurt, cursa curelei mai scurtă, va contribui la precizia broderiei și la zgomotul redus al mașinii de brodat. Fabrica Galaxy a luat decizia ca, odată cu introducerea acestui nou sistem, nou model de mașină tip braț, să renunțe la producția mașinilor cu un singur cap tip C, pentru că sunt niște mașini mai slabe ca performanțe, da? Și vor fi înlocuite cu nou model tip braț. Vechiul model tip braț va fi produs în continuare, dar va fi ceva mai scump. Doar pentru cei care doresc neapărat acest model, varianta mai veche. Varianta mai nouă de model tip braț asigură la fel o calitate bună, prețul reușim să-l ținem deocamdată la același nivel. Vedem ce se va întâmpla pe viitor cu prețurile. Ca o concluzie, ce vreau eu să înțelegem din tot acest video și din toată această prezentare? În primul rând, reclamele pentru, știu eu, așa zise, tehnologii inovative și mai știu eu ce chestii extraordinare la mașinile de brodat, nu întotdeauna reflectă realitatea și sper că ceea ce eu am prezentat aici, diferențele dintre cele două tipuri de mașini, tip braț și tip C, sunt logice și pertinente și, din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, o mașină tip C este inferioară calitativ și ca performanțe față de o mașină tip braț. Mașina tip C este mai zgomotoasă și nu are aceeași precizie. Noi folosim acest sistem tip C la mașinile cu mai multe capete, pentru că structura aceasta ne permite ca cele două brațe tip C să le punem pe o lungime cât de mare, bineînțeles și cu brațe intermediare, și să punem acea punte pe care să punem mai multe capete de brodat. Deci este un sistem care se folosește la mașinile cu mai multe capete. Și îl vom folosi, dar îl folosim în continuare, dar la acel tip de mașini deja se schimbă
un pic lucrurile și tehnologia și oricum noi mașinile cu mai multe capete de brodare le recomandăm, le construim pentru o viteză de brodare de maxim 1000 de rotații pe minut. Asta înseamnă că o funcționare optimă ar fi undeva la 850 maxim 900 de rotații. Nu mergem cu viteza maximă. Pe când mașinile tip braț sunt cu viteza maximă de 1200 de rotații pe minut. Asta înseamnă că la 900-950 merg de rotații merg foarte, foarte, foarte bine. Echivalentul cum ar merge celelalte la 800. Așa. Dar mașinile de tip C cu un singur cap nu o să le mai producem. Deci, în primul rând, informați-vă foarte bine când vreți să cumpărați o mașină de brodat și vedeți aceste diferențe. Apoi, nu toate mașinile producție China sunt la fel și avem diferențe majore legate de șasiu, avem diferențe majore legate de sistemul de acționare, acest sistem cu dublă camă sau versus sistemul cu simplă camă și avem calculatoarele și softul cu care lucrăm diferit, care noi cu aceste, la aceste calculatoare Top Wisdom eu consider că sunt mai ușor de utilizat, neafectând performanțele mașinii. Deci nici prețul mașinii nu se schimbă. Dacă un client vrea neapărat să îi facem o mașină cu calculator Dahao, nu este nicio diferență de preț, îi punem calculator Dahao. Noi lucrăm pe calculatoarele Top Wisdom pentru că, repet, eu consider că sunt mai simple, mai ușor de înțeles, mai ușor de utilizat. Asta am vrut să vă arăt în acest video și este bine să cunoaștem cât mai multe informații atunci când vrem să ne cumpărăm o mașină de brodat, pentru că este vorba despre o investiție consistentă și este vorba despre un mijloc de producție. Acest utilaj ne va asigura nouă producția și veniturile. Dacă utilajul nu este unul de calitate și avem probleme tehnice, avem probleme de calitate a broderiilor, atunci avem pierderi. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest video și pe canal o să urmeze alte și alte materiale interesante despre mașinile de brodat și despre broderia computerizată.